Bun, aici este momentul că 80% din energia pe care o consumăm noi, cetățenii de pe malul drept, vine de la o companie cu fondatori offshore și în caz, dacă, Doamne ferește, se întâmplă situații excepționale și noi rămânem fără energie electrică, noi nu cunoaștem pe cine trebuie să atragem la răspundere. Da? Cine este proprietarul energocapitalului și cu cine noi discutăm? Nici directorul spune că el nu cunoaște cine este proprietarul. Deci noi punem în pericol securitatea energetică a statului încheiind astfel de contracte. Și aici e clar că obținând ștampila și certificatul de înregistrare și să câștigi 39 de milioane de dolari, cum zice moldovanul, în rovnă meste, eu cred că aici lucrurile sunt ceva mai complicate.